Avrotes Cristian, care însoțește pe directorul de apă unui drum control. În momentul în care o să termine controlul, o să ajungă sau dacă nu, o să... Dacă nu alegem al viceprimar. În care vedem ședința. Da, fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog, domnul primar, să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. Ați început un punct care nu este trecut în dispoziția de convocare. Și anume, vreau să o felicit în numele tuturor de domnitoarea Diana, care se află într-un moment aniversar, într-o zi fastă, cum spuneam în roman. Cu permisiunea dumneavoastră să-i spunem la mult an și să se bucure de ziua de astăzi, împreună cu cei apropiați, cel mai apropiat fiind domnul Numelau. Mulți ani! Să fie sănătoasă și merită! Dacă îmi permiteți, o să continuu să fac o oficială a ordinii de zi. Eu vă reamintesc pentru a fi cunoscută pe cei care nu au cunoștință și să se facă o deliberare. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul curent, inițiatorul sistemnatul. La punctul al doilea, un raport anual asupra situației gestionării de fonduri de comportament de debator pentru anul care a trecut, prezentă sistemnatul. La punctul al treilea, propun să continuăm cu proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău. Inițiator, probabil eu, la un moment dat a trecut domnul viceprimar, am preluat pentru că este important ca să parcurgem și să rezolvăm această problemă. La punctul al patrulea, un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare comunei Bogdanei de Zăbacos pentru anul curent. Inițiator domnul viceprimar. Domnul secretar a încercat să vă explice. Se află în chinuri la momentul de față. Are o verificare de la mediu. Este o acțiune legală, obișnuită. A început la OICUS și probabil continuă la vale, cum se spune. Și punctul al cincilea, cel obișnuit pentru noi, solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi propusă, cine este pentru. Mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. Predau conducerea deliberărilor domnului președinte. Am înțeles că este cel de dumneavoastră trecută. Domnul Stanciu? Da. Succes, domnul. Da, mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta și a propune pe vot procesul verbal de la ședința anterioară. Da, dacă dumneavoastră procesului verbal, iată ședința de 27 ianuarie 2021, ședința ordinară, aveți de făcut completări sau ce vă observați? Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința din 27 ianuarie 2021. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate procesul verbal încheiat în ședința din ianuarie a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți, domnul președinte. Deci, am un punctul numărul 1, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2021. Inițiator, doamna primar. Și va merge la comisia numărul 2. Da, mulțumesc. Probabil ne-am întâlnit împreună sau încercăm același sentiment că aproape la fiecare întrunire a Consiliului.
consilii locale, avem la ordine de zi un moment de evaluare sau pur și simplu un document de ordonare și planificare a ceea ce este legal, specific și oportun pentru administrația locală. De exemplu, că facem un apel minim la memorie, ședința trecută, doamna Scutară, care conduce compartimentul de asistență socială format din doi reprezentanți, evident, mă privește și acest compartiment, ca și întreaga activitate din primărie. De data aceasta este vorba de un plan anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului pe care l-am menționat pentru anul respectiv. L-ați avut la studiu, fără îndoială v-ați format o opinie care va fi supus de deliberare. Conform legislației, când revine sarcina și am reflectat asupra acestui plan de măsuri, de acțiuni pe care l-a propus doamna Scutară, în colaborare cu doamna care din motive medicale nu este prezentă, doamna Borlacu. Și personal, în temeiul legii, trebuie să prezint așa numitul referat pentru aprobare, sau referat de aprobare, în tot ce asta nu se arată în colaborare, pentru aprobare. După mine, dacă ar spune de aprobare, am să fie referat în respectiv, eu aș aproba. De persoane obicei. L-am reiterat cu atenție pentru că mă preocupă ca și pe dumneavoastră. Pentru că nu putem accepta atenția că activitatea de asistență socială este un domeniu important în cadrul administrației locale. Spun aceasta pentru că are o anumită sensibilitate, sau este de natură să ne sensibilizeze pe toți și probează în ultimă instanță atitudinea noastră față de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Poate cu mine dacă ne pasă sau nu, sau cât ne pasă, măsura în care ne pasă față de cei asistați. Dacă pornești de la ceea ce se vehiculează dincolo de spațiul imperativ la administrația locală, unii sunt de părere că ne pasă mai puțin, alte deloc. Eu fac afirmația pe propria răspundere că ne pasă de fiecare dată și ne pasă chiar și atunci când nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație ca să ajutăm o anumită persoană. Și aici aș porni de la ideea că nouă ne pasă, dar trebuie să ne trece la toți din ceea ce se numește subsistemul asistenței sociale în țară. Pentru că nu toate lucrurile depind de noi. Pornim de la legislație, care încearcă să ordoneze și să rezolve lucrurile, dar aș porni mai ales de la sistemul de finanțare. Ați văzut și în ședința precedentă că nu sperăm nici pentru anul acesta să avem resurse financiare pe care le-am dorit și pe care cei asistați sau cei care îi ajută pe cei care au nevoie de asistență să supraviețuiască la modul onorabil. Problema asistențelor, de exemplu, profesioniști. Avem noroc
Într-adevăr, pentru cei asistați, că în primărie suntem o echipă cu suficientă experiență, care implică și foarte multă bunăvoință. Sigur, am spus în limitele legii. La un moment dat, rigoarea sau respectul față de lege pe care sunt fundamentate documentele de referință în cadrul compartimentului, mai ales de doamna Scutaru, uneori este văzută ca o persoană cu poate prea multă exigență. Exigența vine din lege. Un cetățean trebuie să fie ajutat de lege, în primul rând, și trebuie să existe resursele necesare. A doua, la cunoștință de faptul că acest plan de acțiune, un plan anual, pleacă de la un prolog, o definire privind obiectul acestui plan. Ați luat cunoștință de niște obiective generale și obiective specifice. Am apreciat identificarea obiectivelor compartimentului. Știi exact ce trebuie făcut la acest compartiment. Evident că sunt niște documente cadru care le-au folosit ca model. Nu este 100% o creație proprie, pentru că trebuie să se raporteze la ce spune legea. Ați văzut la obiectivele specifice și la acțiunile care sunt propuse, că sunt în corelare cu acele categorii de persoane care au nevoie de asistență. Și consider că planul anual cuprinde exact ceea ce este să se realizeze, să sperăm, repet, pornind de la resurse, de la resursele financiare, că vor fi duse la îndeplinire. Dacă sunteți atenți în apoia dumneavoastră, vedeți una dintre acțiuni, aceea de a fi ajutate persoanele în dificultate ca standarde de viață, beneficiază de niște ajutoare în a doua etapă, pentru anul acesta, ajutoare privind alimente de bază. Evident, sub egida Guvernului României ca de fiecare dată. M-am supravegheat, fără îndoială, pornind de la încredere pe care o am în cei care s-au implicat în distribuirea alimentelor și am constatat că lucrurile se desfășoară normal. Adică bine, oamenii s-au obișnuit cu rigoarea impusă de lege și rigoare pe care cei care sunt distribuitori o respectă. În fapt, cei care au beneficiat de materiale de curățenie într-o primă etapă, sunt beneficiari și în a doua etapă. Deocamdată atât. Am să comunic proiectul de hotărâre pentru a putea fi deliberat de către dumneavoastră. La primul punct, la primul articol, propun aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2021, cu o formă anexă care este parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. După aprobare, doamna Scutaru Lomita Elvira, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucănești, județul Bacău, va duce la îndeplinire hotărârea. Tot după aprobare, articolul al treilea, care este și ultimul, domnul
secretar general al Comunei, domnul Vasileu Încerel, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, doamnei secretară la Muntea Elvira, instituție prefectă Grete Bartoșcu, o va aduce la cunoștință publică prin afișare. Și aici reiau o idee privind respectarea principiului transparenței. Sper, așa cum am discutat cu echipiere din primărie, să fie afișat și această hotărâre după ce va fi adoptată pe site-ul primăriei, nu se procedează. Mulțumesc, deocamdată. Și noi vă mulțumim și la Comisia 2 a hotărârii. Comisia 2 a analizat proiectul și a dat aviz favorabil. Da, mulțumim. Da, Părinte, Doamne, Consilier, vor să ia cuvântul referitor la acestea. Dacă nu, îmi propun spre aprobare. Cine este pentru? A ținere împotrivă, deci? Deci, nu m-a trebuit de proiectul de hotărâre, a fost aprobat. Da, și trecem la punctul numărul 2 din ordinea de zi, și anume un raport anual asupra situației gestionării bunurilor Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2020. Inițiator, domnul primar, aveți cuvântul, domnul primar. Am anticipat un pic și am spus că, cel puțin din punctul meu de vedere, și ca obligație legală și nu numai, este un document foarte important. El îmbracă formă de legică a unui proiect de hotărâre, pe seama de parte, asta nu înseamnă că nu mă interesează de aprecierile dumneavoastră, oricare vor fi ele. Dumneavoastră l-ați avut în studiu, am insistat într-adevăr să fie prezentă doamna contabilă, pentru că am constatat cu toate că este un material de strictă specialitate. Contabil. Și sper în același timp că vor fi cât mai multe luări de cuvânt observate pe drept cuvânt, pentru că asta înseamnă un moment al diagnozei. Asta este un raport de analiză. Și nu facem analize, nu trebuie să gândim diagnoza, așa că ne obligă, așa cum am anunțat, cum am văzut, legea administrației publice. Legea administrației publice, într-adevăr, obligă ordonatorul de credite, care trebuie să vegheze asupra gestiunii bunurilor din patrimoniul comunei, obligă la mai multe intervenții gen raport pe un anumit domeniu de activitate. Sau să vedeți, de exemplu, în luna a treia din actualul exercițiu bugetar în martie, trebuie să prezint în mod firesc un raport privind starea națiunii, în ghilimele, din Bogdănești, starea economică, socială și de mediu. Eu fac chiar cu interes, cu plăcere, pentru că un raport, a ceea ce înseamnă diagnoza, este un raport și al propriei conștiințe și al propriei competențe. Nu mă poate lăsa indiferent, dincolo de faptul că mă obligă legea ca să-l prezint în ședință publică, îmi pare rău că în afară de invitați care sunt și operatori de televiziune, care sper să nu ducă vorba prea mult, că se duce oricum, îi cer scuze pentru glumă. Eu aș propune, în legătură cu acest raport, concluziile, de fapt, dincolo de ceea ce prevede materialul informativ, dumneavoastră l-ați lecturat. Normal, îmi cer scuze, dar poate ați fost mai bine să-l aveți în față, ca să vă puteți ancora
eventuale intervenții, dar o să vă ajut. În concluziile pe care eu le-am, mă pornim de la acest raport de specialitate, a zis că este raportul compartimentului de contabilitate, eu trebuie să-l prezint. N-aș vrea să vă citesc, pentru că la un moment dat am spus este de strictă specialitate, pe bine obositor și există riscul de a se dilua ceea ce este cu adevărat esențial în acest raport. Ați văzut că el pleacă pe partea de patrimoniu material de la inventariere. Inventariere este ce înseamnă ei și nume pe românește în ceea ce există în inventarul precedent și se trag niște concluzii. Sunt probleme de natura patrimoniului material sau nu sunt probleme pe zona patrimoniului material. Inventarierea se face conform legii, trebuie respectată o anumită procedură. În primul rând, trebuie respectată procedura pe partea de organizare. Am dat o dispoziție, așa cum cere legea, pentru organizarea comisiilor sau subcomisiilor de inventariere, care au primit în verificare și analiză un anumit sector din patrimoniul comun. Există de asemenea o comisie pentru casare, știți ce înseamnă casare, scoaterea în condițiile legii din inventare, a obiectelor care nu mai au calitățile necesare pentru a fi utilizate. Inventarierea patrimoniului material nu a fost în evidență. Se menționează și în procesul verbal care se încheie la procesul inventariere, deci nu au existat derapaje semnificative din potrivă. Eu îmi însușesc aceste aprecieri din partea Comisiei de Inventariere pe ceea ce înseamnă activele corporale, materiale. Acest lucru sigur, nu a fost foarte dificil, pentru că la acest aspect am reflectat că în fiecare zi trebuie să fim preocupați de situația bunurilor materiale din patrimoniul primăriei. În momentul când mergi pe un drum comunal care a fost realizat cu bani publici și vezi ceva în regulă. De exemplu, dacă văd o fisură, de fiecare dată mi-a pus problema de ce a apărut, ce s-a întâmplat și faptul că trebuie remediat. Atât la drumurile modernizate, cât și la cele nemodernizate. Aici este mai ușor, pentru că pornesc de fiecare dată de la premisa că biroul primarului este de toată comuna. Unii poate se întreabă ce caută de mă plimb pe drumuri și așa mai departe. Încep să le explic și îmi convine această situație pentru că oamenii înțeleg ce înseamnă într-adevăr gestiunea patrimoniului. Am pornit de la premisa și am declarat-o public. Țara întreagă are o problemă de gestiune. Că dacă n-am avea problemă de gestiune, n-am fi în situația nu cea dorită.
ceea ce privește utilizarea unor calificative. Dacă n-am avea o gestiune deficitară, dacă n-am avea corupție, poate e dotat în ceea ce privește infrastructura. Pot să fac afirmația cel puțin în raport cu toate controlele curții de conturi, nu s-au detectat cazuri de rea credință în gestiunea bună, de corupție, așa mai departe. Avem și o evaluare pe partea de active financiare. Aici ați văzut că raportul este structurat pe conturi, pe conturi valorice, pe conturi ale bunurilor în exprimare valorică. Este o parte mai sensibilă aici, pentru că eu consider această zonă a activelor financiare o zonă mai sensibilă, mai volatilă. Îmi permit să folosesc această expresie. Adică, la un moment dat, conturile contabile, comparative cu anul trecut, în primul rând, sau cu anii precedenți, spun că ai niște bani sau ar trebui să ai niște bani, dar de fapt nu-i ai. Și aici am depistat probleme. În general, pe bună dreptate, doamna contabilă a făcut precizarea că pe partea comparativă, expresie financiară a bunurilor, n-am avea probleme. Dar este o zonă unde avem probleme. Nu întâmplător am invitat-o pe doamna contabilă și pe care trebuie să le rezolvăm, cel puțin să le ameliorăm. Pe partea de creanță. Știți ce înseamnă creanță? Adică avem niște bani de încasat, pe care noi am încasat, din motive obiective, majoritate. Dar poate n-am făcut tot ce trebuie ca să mai bine. De exemplu, sunt rău plate, care au avut societăți comerciale, au intrat în insolvență, au procedat la diferite inginerii financiare și au pasat patrimoniul familiei sau în altă parte. Și avem o situație care, de fapt, am avut-o și anii precedenți, dar fiind la început de mandat, cred că este bine să punem lucrul pe nume și să identificăm acele soluții necesare pentru a îmbunătăți situația. Pentru că avem creanțe aproape de 10 miliarde de lei, deci bani numai teoretic, care rămân de încasat și nu întâmplător o să revin asupra acestei idei în finalul concluziei. Taxa specială la salubrizare. Nu e o noutate, am spus că nu stăm bine. Avem încasat deci aproape un miliard de restanță. Sigur, aici ne-am dat dovadă de foarte multă bunăvoință, de fapt dumneavoastră a dat dovadă de foarte multă bunăvoință pe care am apreciat-o, că familiile sau persoanele aflate în dificultate beneficiază de subvenție. Unde sunt mai mulți copii, știți că plătim pentru toți copiii comunei care urmează cursurile școlare până la vârsta de 18 ani. Aici lucrurile sunt clare, dar sunt și persoane solvabile care ar trebui să nu mai vă atâtea prestanțe. Apoi, în oarecare parte de valori, amendele care se apropie de aproape 4 miliarde și mai mult. Sunt o datorie care
Păi te nu te mai dorează. Nu că la altă să fii plătite. Sunt clienți în zile mele care au permis de conducere în primul rând și au cumulat la amendele de despere. În condițiile legii, ele pot fi convertite în ore de muncă în folosul comunității. Avem probleme la impozitul pe teren extravilan. Asta se explică în mare parte pe situația specifică și anume proprietăți ale cetățenilor din OAT-urile vecine. Sunt mai greu de identificat, asta nu înseamnă că nu trebuie să aplicăm procedurile respective. Sunt mai multe exemple pe care le-ați putut observa. La TMT, persoane fizice. Persoane fizice sunt cei care au mijloace de transport pe teritoriul comun. Trebuie lichidate. Și eu sper așa ceva. În raport cu acest balast care nu ne folosește, dar figurează că avem venituri și nu putem solicita sprijin de la Consiliul Județean sau de la alte instituții de abilitate prin lege, atâta timp cât noi figurăm cu aceste creanțe pe care trebuie să le încasăm. O să rog pe doamna contabil la compartimentul unde desfășoară activitatea împreună cu doamna juristă Stincă, care răspunde și de venituri, împreună mai ales cu doamna casieră, până mâine dimineață la ora 10 să vină cu niște soluții identificate pentru îmbunătățirea situației. Nu v-ați spun că avem probleme la caserie. În primul rând. Și deja ca o primă măsură, acolo nu am putut acorda cel mai bun calificativ. Deci, repet, sunt lucruri reale pe care trebuie. În primul rând avem obligația legală, dar e și o chestiune de moralitate, de competență, cum vreți să spuneți. Aici sunt hotărât să aplic legea până la capăt. Sunt bani care, în mod normal, trebuie să se regăsească în bugetul comunității. Vă rog, chiar vă rog, să participați la deliberare. Mulțumesc! Da, mulțumim și mai. Dacă cineva este doamnă consilier, vor fi acolo în referință la raport respectiv, întrebări. Dacă nu trecem la următorul, dar era foarte. Trecem la următorul punct din ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru salubrizare Bacău. Inițiator, domnul viceprimar sau domnul primar? Domnul primar. Aveți cuvânt. Într-o direct în prezentarea proiectul de hotărâre, pornind de la ideea legată de ceea ce ar trebui să considerăm esența referatului de aprobare. Știm cu toții că OAT-ul nostru este membru fondator în această asociație de dezvoltare intercomunitară, de salubrizare Bacău. Membru fondator am aprobat și statutul asociației și orice statut aferent unei entități asociative
Și statutul membrilor de parte prevede două mari părți. Ceea ce înseamnă drepturi, dar și obligate. Nu poți fi membru în această asociație care ne reprezintă, era să pun semnul exclamări, semnul întrebări, oare ne mai reprezintă adică de interesă. Am acumulat și destul de dezamăgiri în raport cu Rompresul, de exemplu. N-avem control pentru că această cotizație este un element de identificare. La un moment dat pot fi excluși, la partea mai tine. Plătești, nu plătești cotizația. Aici problema se pune în mod firesc, altfel. La primul punct, propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru 2021, în contul de 3.000 de lei. Articolul al doilea. După aprobare, doamna Răcoteanu Romina Consiliere, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, va duce la îndeplinire hotărârea. Al treilea, care este și ultimul. Tot după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către Unteoi Vasile, secretarul general al Comunei, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituție prefectului de Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Atât, mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule Marce. Domnul Senatorul, am văzut totul de aceea. Analizăm proiectul de hotărâre privind asumarea realizării anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău. Comisia de Specialitate achizează favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumim. La fel și la acest proiect, dacă dintre domnii sau doamnele consilieri vor să ia cuvântul pe marginea acestui proiect, dacă nu îl propun spre aprobare, cine este pentru? Abținere împotrivă? Da, mulțumim. Trecem la următorul proiect și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărie și înfrumusețare a Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator. Domnul viceprimar, nefiind de ei, probabil domnul primar. Și merge la comisia numărul 3. Mulțumim. Poftiți. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule secretar, pentru amabilitate, dar vedeam apel la ce numește conștiința noastră, totul s-a obținut din cel, pentru că Cristi este fratele meu mai mic. Este încă viceprimarul Comunei în Câmpul Munții, așa că o să-i dau citire. În fiecare an avem acest proiect de hotărâre și în mod feresc am spus că înseamnă un program și noi singuri, ați văzut că la asistență socială înseamnă un document de organizare, de gândire a ceea ce trebuie să faci sau îți propui să faci într-o anumită domeniu de activitate. Nu întâmplător, acest proiect de hotărâre are și o anexă pe care o să prezint. O să încep în mod firesc cu structurarea proiectului. La primul articol se propune aprobarea programului de gospodărie și împrumutățare a localității Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, hotărârea va fi adusă la îndeplinire de domnul Botez Cristian, viceprimarul Comunei Bogdănești, județul Bacău, și domnul Andrușcu Constantin, referent, șef TVC-ul, că a fost promovat. Articolul al treilea. După aprobare, secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Antiel Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnului Botez Cristian, viceprimar, domnului Andrușcu Constantin, referent, șef TVC-ul, instituției prefectului județul Bacău. Și
Eu atât în apărătință publică. Pentru că inspirația vine, dacă vrei să vină, te gândești, eu am zis cam în fiecare an, cam trei articuri avem așa, dar cred că ar trebui să spargem în gheata și eu sper că am observat la domnul viceprimar că vrea să facă, gândește ceea ce vrea să facă, să fie bine, să luptă cu sistemul, cu morile de vânt, cu toate morile de pe teritoriul Comunei Bogdănești. Cred că ar trebui să implicăm, poate pentru viitor, mai mult concetățenii noștri și să răspundă și ei, mai ales că vorbim de program de promotetare, de gospodărire și aici tot avem responsabilități la un moment dat, care înseamnă participare benevolă. Mă rog, la un moment dat mai sunt și mijloace coercitive. În sfârșit, deocamdată nu pot prezint decât ceea ce avem scris, pentru că asta mare. Deci, anexa, program de gospodărire a Comunei Bogdănești de Subatop pentru anul 2021. Având în vedere legislația în vigoare, legislația românească armonizată cu legislația UE, precum și aspirațiile de progres ale cetățenilor din comunitate, se stabilește prezentul program de gospodărire a Comunei Bogdănești pentru anul 2021. Și în frumusețare să adăugăm, ca în titlu, în sfârșit. Datorită complexității, ce putem prin diversitatea implicită, programul de gospodărie a Comunei Bogdănești în anul 2021 este fundamentat pe următoarele principii. Mai întâi, se stabilește, sau asta ne-am dorit, un program realist posibil în concordanță cu resursele financiare de care dispune administrația locală. Apoi, alt principiu ar fi fundamentarea prezentului program cu strategia de dezvoltare a Comunei Bogdănești pentru perioada 2014 și următoarea și păstrează caracterul de sistem de referință prioritară. Dădeam exemple. Ca să avem o comună bine gospodărită, trebuie să ai și infrastructură. Suntem în tren, să spunem. La momentul actual se lucrează. După 15 martie, când avizul de la Poliția Rutieră ne va permite, se va lucra la alți parametri, evident, superiori, la proiectul de apă și canalizare. La structurarea programului au fost în vedere și prevederi conexe conținute în actele normative elaborate de administrația locală, adică alte hotărâri ale Consiliului Local. Și în sfârșit, mai este menționat un principiu care spune cam în felul următor. Pentru atingerea finalității propuse, programul de gospodărie cuprinde obiective, acțiuni și modalități de realizare, precum și responsabilități după cum urmează. Se continuă cu un prim obiectiv care înseamnă constituirea de resurse financiare și umane care sunt necesare pentru realizarea prezentului program. Răspund primarul și Consiliul Local. Este greu să realizezi, mai ales la momentul de față, când ar trebui, într-adevăr, acest obiectiv să fie îndeplinit, în momentul când nu, nici țara nu are buget aprobat. Cu atât mai mult, consecințele se răsfrâng și asupra bugetului local. Dar, evident, o să fiu atent ca de fiecare dată și în consultare firească cu domnul viceprimar, o să încercăm să alocăm resursele necesare. Al doilea obiectiv, protejarea mediului înconjurător cu următoarele acțiuni și responsabilități. Am spus constituirea de resurse financiare și umane, răspund primarul Consiliului Local, deci și dumneavoastră. Acțiune, întreținerea corespunzătoare a suprafețelor de spații verde existente în intravilanul Comunei Bogdănești prin eforturile conjugate ale administrației locale și ale cetățenilor Comunei Bogdănești în conformitate cu legislația sectorială. Răspund viceprimarul Comunei Bogdănești, referent urbanist care nu-l avem, și șef SVC-ul. Eu adresez
următorul mesaj este și o rugăminte, dacă considerați, nu refuz așa ceva, vă puteți implica și dumneavoastră la unii gospodărere, frumtetare, este și legal astfel și lor, vă spune că nu prea, lumea nu prea informată încă cei care sunt consilieri. Pe parte mai știu, dar și dacă știu, n-aveți decât de câștigat, sunteți mai tineri ca mine, probabil o să rămâneți în competiție electorală până la adânc bătrânețe. Vedeți că se poate, da? Să vă implicați. Dar de vorbă, cum este primară. Și întrebați când îl puteți ajuta și așa mai departe. Știți unde sunt doi, e și mai mult autoritate. Amândoi sunteți investiți cu autoritate și se poate convinge. Continui. Acțiune la obiectivul al doilea. Activități de popularizare și educare a populației din comun în baza programului adoptat de Consiliul Local. Pornind de la litera legii. E primăvara, dacă ne ajută Doamne, Doamne, fiecare e bine să-și curăță rigoala, că după aia mai încep ploile, tot dacă dă Doamne, Doamne, chiar avem nevoie. Răspund primară, viceprimarul și consilierii locali. O altă acțiune la acest obiectiv al doilea, adoptarea regulamentului local de urbanism prin condiționarea emiterea autorizației pentru construire locuințe și amenajarea unei suprafețe de minim 20 metri pătrați spațiu verde situată în proximitatea locuinței care se va construi conform legislației în vigoare. Aici vom avea de muncă pur și simplu. Că implementarea proiectului de apă și canalizare afectează zona drumului de Mintravilan și e bine să se regenereze, să crească iarba în urmă. Să noi să avem grijă și sunt convins că o să puneți domnul și pe dumneavoastră. Nu-i poluare ca în București, dar poluare este. Este foarte multă poluare în Bogdănești, de la circulație pe drumul european, nu ne dăm seama, probabil că e de plânge pe cei din București, dar noi în Intravilan avem smog. Dacă dimineața vedem soarele planta însorită a comunității, vine aici, mai este și urmarea a prezenței râului Văituz, dar de la eșapare avem destul de gaze. Așa că e bine să avem și spații verzi. O altă acțiune e eficientizarea sistemului de colectare a deșeurilor și a gunoiului menajer prin acțiuni cu privire la modul de selectare și colectare din gospodările cetățenilor și a agenților economici pe raza comunei. Este o temă actuală care are legătură cu ce discutam mai înainte. Răspunde viceprimarul comunei, domnul Bordes Cristian, acțiune alta, tot la acest obiectiv. Prevenirea, diminuarea și eliminarea factorilor de risc specific pentru comunitate, inundate sau incendii și întreținerea corespunzătoare a rigolelor și a șanselor de spune. Aici am făcut treabă bună la capitolul ăsta și cu domnul Grigore. Fără îndoială că o să am grijă în colaborare cu viceprimarul și cu acest șeful serviciului voluntar pentru toate prioritățile, să vizionăm tot sistemul hidraulic al comunei, șanturile de scurgere, că avem lucruri care, în mod sigur, s-au făcut bine din exercițiu bugetar precedent, pot să reziste la cantități mai consistente de apă,
Dar sunt și situații unde trebuie intervenit. Răspund comitetul local pentru toate de orientă, viceprimarul comunei și șeful SVC-ului. Al treilea obiectiv, ameliorarea și dezvoltarea infrastructurii publice. Următoarele acțiuni și responsabilități. Constituirea de resurse financiare pentru a atinge acest obiectiv, răspund primarul și Consiliul Local. Acțiune, finalizare și realizarea programului de investiții pentru 2021. Răspund primarul, viceprimarul și referentul urbanistic, pe care nu-l avem. O să dăm vina pe el, probabil. Pe el și pe mine, normal. Acțiune. Întreținerea corespunzătoare a spațiului și clădirilor aflate în administrarea UAT Bogdanei. Răspunde viceprimarul comunei. Acțiune. Îmbunătățirea și întreținerea în condiții optime a sistemului de iluminat public în ambele sate ale comunei. Răspunde viceprimarul comunei. O altă acțiune propusă, continuarea demersului de realizare a planului urbanistic general pentru dezvoltare armonioasă a localității. Răspund primarul comunei și referent urbanist. Sunt sfârșit. Întreținerea corespunzătoare a terenurilor de sport de pe raza comunei. Răspund viceprimarul comunei și consilierii locali. Ăsta este programul propus de domnul viceprimar ca inițiator, dar care ne privește pe toți, ca și responsabilități. Noi suntem speranța comunității, dar ar zice, trebuie să fim primii responsabili. Mulțumesc! Pentru bunăvoință, te-am ascultat. Da, mulțumesc și noi, domnul primar. Are cuvântul președintele Comisiei numărul 3. Pentru... Da. Doamne și domnul consilier, Comisia numărul 3 a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, completări sau ce vreți dumneavoastră, domnului consilier, dacă nu îl propun spre aprobare, cine este pentru? Abținere împotrivă, unanimitate și acest proiect a fost adoptat. Mulțumim. Trecem la următorul punct din ordine de zi. Ultimul, de fapt, solicitări de adresare Consiliului Local. Domnul secretar general al Vescovului. Domnul mai apar. După cum știți, a fost prezentată o solicitare doamna doctor veterinar Buzatu Cristina. Nu-i mai dau citiri, știți ce... Vă rog, da, asta a fost prezentată. Acum e o solicitare din partea Asociației Jurnalist Prietenia Bogdănești, adresată Consiliul Local, care o să vedeți că solicită cam același amplasament concesional. Da, de ce se adresează Consiliul Local? Subsemnata Grigore Mioara, președinta Asociației Prietenia Bogdănești-Jaunlis, prin prezenta, vă solicită acordul pentru concesionarea terenului din incinta școlii Filipești, din localitatea Filipești, comuna Bogdănești, în conformitate cu legea 1998 privind regimul concesiunilor. Se spune aici, conform articolul 123 din legea administrației publice locale 215/2001, nu mai e cazul, e codul administrativ, nu știu exact articolul, dar este prevăzut și în codul administrativ. Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile care aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate, ori să fie închiriate. Menționez faptul că doresc concesionarea acestui teren cu scopul de a înființa și de a amenaja rezidențe pentru persoanele vârstnice, pentru a pune la dispoziție servicii profesionale de îngrijire a celor vârstnici personalizate, în funcție de necesități, pentru a beneficia de o viață îndelungată, dar atent supravegheată și susținută de personal calificat. Realizarea proiectului se va face cu finanțare europeană nerambursabilă prin programul operațional a ajutorarea persoanelor dezavantajate.
Necesitatea pe care acest proiect o va rezolva constă în sprijinirea persoanelor vârstnice, cât și a celor abuzate emoțional. Și are și un memoriu justificativ aici. Denumire schimbare destinației teren, amplasament școala Filipești, strada principală, sat Filipești, comuna Bogdănești, obiectul concesionării, schimbarea destinației, realizare de rezidențe pentru vâznici. Menționez informativ că spațiul nu mai este utilizat din anul 2012, elevii și preșcolari din localitatea Filipești, regăsindu-se astăzi în cadrul școlii gimnaziale Bogdănești. Încadrarea în zonă, terenul face parte din Carmelan, posibilități de acces la DN11. Peste 30%, din bătrânii din România, care au depășit vârsta de pensionare, experimentează probleme ce se află în strânsă legătură cu depresie, iar numărul femeilor este dublu față de cel al bărbaților. O mare parte din aceste probleme apar datorită unei combinații între bolile legate de vârsta înaintată și dizabilități, care împiedică desfășurarea unor activități normale zilnice, care duce la izolare și la sentimente psihice de deznădejde. Prin prezentul proiect se dorește îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoanele de vârsta a treia, în cadrul unui centru modernizat și dotat la standarde europene. Nevoile sociale existente la nivelul vârstei a treia au dus la încercarea de promovare a unor servicii sociale diversificate de interes local, adresându-se persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au avut posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte proprie capacități și competențe pentru integrarea socială. Cei ajuns la vârsta senectuții devin adeseori o povară pentru familii sau sunt cuprinși de sentimente de singurătate, de frustrare și asta nu din cauza că familia nu mai dorește, ci pur și simplu că viața cotidiană lupta continuă pentru existență și stresul ne fac să fim mai puțin sensibili la nevoile seniorului. Nevoile vârstnicului sunt complexe de natură psihică, psihologică, socială și spirituală. Printre nevoile greu de îndeplinit sunt menținerea energiei, păstrarea stimei de sine, eliminarea suferinței și evitarea izolării. Acestea sunt motivele pentru care centrul este benefic, deopotrivă pentru seniori, dar și pentru familia acestea. Un astfel de loc se vrea a fi tămăduitorul rândurilor sociale. Persoanele în vârstă necesită o atenție sporită. Pentru ca ideile noastre să prindă contură, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. În acest sens, vă solicităm aprobarea concesionării terenului din incinta școlii Filipești. Semnează profesorul Grigore Milara și este anexată și o hotărâre prin care Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Bogdănești aprobă concesionarea terenului din incinta școlii. Deci hotărăște, se aprobă concesionarea terenului din curtea școlii Filipești conform legii 219/1991. Și hotărârea va fi adusă la cunoștința președintelui Asociației Jurnalist, Prietenia Bogdănești, de către Serviciul Secretariat al Școlii. Și hotărârea este semnată de către președintele Consiliului de Administrație, director profesor Petre Dragoș Marian. Atât, mulțumesc. Eu aș face o mențiune, dacă nu aveți alte intervenții. Un aminte, dacă se permite. Da, da. Concesionarea în sine se referă doar la terenul aferent clădirii sau inclusiv și clădirea? Dar n-ai citit? N-am citit, dar am auzit acum. Nu fost la mod? La teren. Teren? Da. Construcția existentă și destinația vădă, sau ce se va întâmpla? Da, da, da. Asta... Vreau să aflu, să știu și eu. Asta. Da. Eu mă abțin la solicitarea asta pentru că cred că nu-mi dă voie legea, sunt un conflict de interese pentru că sunt membru al asociației menționate. Atâta, cred că are totuși o schimbă, că nu precizează suprafața. La un moment dat, spune, s-au luat să înțeleagă că sunt interesat de tot terenul. Da, așa rezultă de aici. Bine, sunt niște etape. Domnul Iara se cunoaște că a fost în administrată și cunoaște legislația. Trebuie să pleci, a trecut prin Consiliul lor de Administrație. Îi trebuie o hotărâre de principiu din partea Consiliului Local, deci se precizează situația juridică. Ei vor concesiune ca să poată accepta fonduri europene. În rest nu mai comentez. Aș citi, dacă îmi permiteți, deci asta v-a fost comunicată... Da, a fost prezentată și data trecută, dar eu vreau să o prezint dintr-un motiv bine întemeiat. Dumneavoastră v-ați gândit
să inițiați ceva și orientări de toate astea. Dar o fac cu să spun, cu bună credință din perspectiva administrației. În rest, o să spun. Mă interesează. Păi doamna Buzatu spune, doamna Buzatu, Cristina Miri, veterinară la CCV Bogdănești, rog prin prezentă, am aprobat instalarea unui container care are destinate de cabinet medical veterinar în incinta clubului Filipești, școala Filipești. Păi că acolo mai fost. Și are și acum, care e cum înseamnă contactul? S-a achitat datoriile față de primărie? Deci, din punctul de vedere, a fost situația de rău clar. Atât. Acum, adică, incinta școlii se doare în container. Păi spune, incinta școlii, în interiorul școlii, da? La club, n-ați citit-o? Ați avut-o la mapă, da? Am avut-o, dar... Dar noi, hotelul este la aia orară. Ok? Păi sunt două cereri cu spalele astea. Una referă la teren. Și una la un spațiu, din cinta școlii, acolo unde... Păi sunt că teren spațiu, dar cum cumva l-am plasat fantaza? Bine, urmează ca să analizați. Dar nu-i tot spațiu, nu? Acum, din punctul meu de vedere, dumneavoastră, deci calitate de dispozit inițiator, domnul primar, domnul meu, aveți posibilitatea să inițiați, să mâncați, să publicați dorința de a iniția un proiect de hotărâre vis-a-vis de numai dintre cele două cereri, sau mă rog, nu. Pentru că eu nu o să am calitate de inițiator. Este adresată Consiliului Local. Dumneavoastră trebuie să... Și doamnele trebuiau să fie prezenti. Îmi spuneți și pentru ședința următoare să putem să inițiem un proiect de hotărâre vis-a-vis de... Doamne, consilier, doamne. Deci asta dumneavoastră stabiliți. Dumneavoastră stabiliți. Bine, detaliile se pot stabili, fără discuții. Mai să-mi ați două, mai grabă și-mi zic.